Corvinul Hunedoara s-a impus acasă cu 2-1 în turul barajului de promovare în Liga 2 de fotbal în fața celor de la Minaur Baia Mare, luând astfel un avantaj important pentru accederea în eșalonul secund. Florin Maxim, antrenorul hunedorenilor, crede că în meciul retur presiunea va fi pe băimăreni, așa cum a fost pe corviniști în partida tur. E o finală împărțită în două, ne-am adjudecat prima parte a finalei, urmează la fel, presiunea se va simți pe ei, pentru că, ați văzut, revin, prima repriză posibil și de la tracul ăsta, multă lume în tribune, la fel și ei trebuie să câștige. Jucătorii Corvinului sunt determinați să câștige și meciul retur, lucru care ar însemna nu doar cea de-a 31-a partidă fără înfrângere pentru hunedoreni, ci și promovarea în Liga a doua. Am dat gol, m-am simțit bine, ne simțim bine cu toții, am câștigat, suntem bucuroși și acum mai avem câteva zile de pregătire pentru miercuri și trebuie să câștigăm și acolo neapărat. E practic o primă repriză a barajului. Da, este o primă repriză, de asta exact cum am și zis, trebuie să fim concentrați, trebuie să fim montați. Suntem montați, capitanul nostru, toți suntem bine și trebuie să câștigăm acolo neapărat asta. Acum e ultimul meci, contează cel mai mult, exact cum am zis noi, meciurile de baraj nu se joacă, se câștigă în primul rând. Fotbaliștii Corvinului își doresc promovarea și victoria la Baia Mare pentru a demonstra că sunt cea mai bună echipă din toate seriile Ligii a treia, dar mai ales pentru minunații suporteri Hunedoarei, în jur de 10.000 dintre aceștia fiind prezenți în tribunele stadionului Mihail Plain în meciul tur. Să schimbăm poate puțin mentalul nostru, pentru că fizic s-a văzut că s-a dorit, s-a alergat. Puțin să riscăm un pic mai mult și de ce nu să mergem tot acolo, oricum o să mergem tot la victorie, dar să se vadă lucrul ăsta că suntem echipa cea mai bună dintre toate cele 10 serii și ne dorim să promovăm la Liga a doua și să bucurăm acest oraș. Meciul dintre Minaur Baia Mare și Corvinul Hunedoara se va disputa miercuri 8 iunie cu începere de la ora 17:30 și va fi transmis în direct pe Digisport 1.